pe care noi îl dăm. Ok? Și voi lua textul speech și îl voi pune pe ecran. După cum ați observat, sunt sigur, nu s-a întâmplat nimic în teorie pe ecran, da? Asta s-a întâmplat deoarece există două tipuri de elemente în App Inventor. Elemente vizibile și, n-aș spune invizibile, ci non-vizibile oarecum. Da, un element vizibil este butonul pe care tocmai l-am pus și un element invizibil, da, este textul speech care a apărut aici. Ideea este că el nu se va vedea pe ecran, dar el va lucra în spate în ceea ce facem noi. Ok, și avem aici butoanele noastre și textul speech-ul. Ok. Și voi redenumi fiecare buton ca să fie puțin de mai ușor, deoarece pe viitor vom face proiecte mult mai mari și va fi destul de greu să identificăm un buton. Spre exemplu, dacă avem 15 butoane într-un singur ecran sau mai știu eu ce folosim noi, da? Și atunci am să-l pun în loc de button 1, am să zic button, de fapt, talk button. Ta-a-l-k-a, adică buton care vorbește, da? Talk button. Și ăsta text to speech va fi unul singur, deci îl voi lăsa așa. Ok, bun. Mergem puțin mai departe și aș vrea să facem ceva doar de fun, așa, să asociem o imagine acestui buton, astfel încât să se apese pe o imagine care să fie de fapt butonul. Cred că este ceva interesant care merită. Ok, și vom alege o imagine ca să o punem acolo pentru asta, da? Merg mai sus și caut o imagine simplă și o să zic pur și simplu speaking, ceea ce înseamnă vorbind în engleză. Dau și pe images. Ok, și găsesc ceva destul de drăguț, da? Hai să luăm imaginea asta, deoarece este interesantă. Da, e super drăguță, dau click dreapta pe ea, apoi save image as. Voi pune pe desktop, că este cel mai ușor de folosit. Ok, și aici voi pune numele App Inventor 1, ca să știu care este faza cu ea. Apoi îi dau save. Închid ăsta și, după cum puteți vedea, da, a apărut imaginea aici. Ok. Și acum voi merge la media aici și voi da upload file. Dau browse și apoi am să găsesc pe desktop exact imaginea pe care eu am pus-o, care este chiar aici, App Inventor ăsta. Și îi dau ok. Și ea, dacă puteți vedea, a apărut aici. Da? Deci acum imaginea mea este încărcată în proiect. Ea nu se vede nicăieri deoarece nu am afișat-o nicăieri. Pentru a afișa undeva, voi merge pe buton. Da? Sunt aici pe buton. Și mai jos, 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 găsim aici image. Și avem none, care înseamnă nimic. Așa că mă voi duce, voi da click pe App Inventor și voi da OK. Și mi-a apărut imaginea mea. Acum, dacă vă uitați, într-adevăr, este pusă super urât și nici măcar nu se vede exact ce se întâmplă în imaginea respectivă. Și pentru a repara această treabă, voi lua partea asta de width, care înseamnă lățime, și voi da fill parent. Ce înseamnă fill parent? Înseamnă exact ce vedeți aici, faptul că da, l-a încadrat în ecran. Și apoi vom lucra și cu partea asta de înălțime. Azi, dacă dăm fill parent, dacă o să fie bine, dar nu cred că o să arate bine. Ah, ma da, uite că a arătat bine. Ciudat, în mod normal aici ar trebui să fie automatic și e destul de drăguț. Ia să schimb înapoi, poate merge. Da, nu, este poza asta mai ciudată. Îi dau fill parent, ok, și totul este super bine, da? Și vedem că avem o imagine care este de fapt un buton. Avem și text for button aici. Și îl vom schimba, da? Avem aici text și în loc de text for button vom numi acest buton, adică nu neapărat că numim butonul, ci pentru că asta am făcut-o mai devreme, da? Aici am numit butonul, aici îi punem un mesaj butonului și putem să-i spunem apasă pentru a vorbi. Sau hai să zicem doar apasă. Da, pentru că după aia o să fie puțin tel prea mult. Ok, și uite că avem aici apasă și putem să-l facem și puțin mai interesant. Hai să-i punem un bold ca să fie mai drăguț. Îi punem și fontul puțin tel mai mare. Hai să-i punem 20, spre exemplu.
Da, eu după ce termin de scris ceva aici, tot timpul apăs Enter ca să știți ce se întâmplă, de ce merge treaba așa. Da, nu.